Stimați oaspeții casei Domnului, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pe lângă momentele deosebite pe care le-am avut până în momentul acesta, atât în vers de cântare, cât și în timpul de închinare, permiteți-mi să citesc un cuvânt al Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 22 la versetul 25, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 997. Luca, capitolul 8, începem citirea de la versetul 22. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac, și au plecat. Pe când visleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim. Iisus a sulat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În numele Celui ce poruncește vânturilor și apei și inimii omenești și naturii și are toată puterea sus în cer și pe pământ a Domnului nostru Iisus Hristos, să fie gloria și slava în veci. Amin. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești a Bisericii Betel din Dumbrăveni, a bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă și la care am slujit, printre care și Biserica Muntele Sionului, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie mulțite tuturor. Amin. Mă bucur că în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră, vom fi și mâine seară împreună și, ca de obicei, aș vrea să vă spun că depindem cu toții de harul lui Dumnezeu. Putem să avem o întrunire la oaltă, unde să fim ascultători, prieteni, unde să ascultăm cuvântul Domnului, să ascultăm cântări de laudă, să ne expunem experiențe pe care le-am avut fiecare dintre noi, să avem o întâlnire din aceasta în care să discutăm unii cu alții și să avem la un moment dat un moment frumos. Însă la slujbele divine, atunci când este prezent Iisus Hristos, se poate căpăta ceva mult mai mult, și anume, Iisus Hristos dă ceea ce nimeni n-are, și anume dă har. Dar harul nu-l dă oricui, toți vor har. Dar Iisus Hristos dă har doar celor smeriți. Și când dă Dumnezeu har, se suspendă timpul. Că nu abia suport să-ți termină predica. Dom'le, de mai are puțin, au venit ăștia de la Suceava, tot ne ține aici, parcă nu mai are și așa mai departe. Corul, iarăși la fel, nu merge cântarea, nu merge... Că nu-i har, frații mei. Când dă Dumnezeu har, greșește și corul greșește și nici nu-l vezi. De ce? Îi har, harul e prea mare. E prezent Hristos acolo. Ca în seara aceasta să avem har în predicare, în primul rând mă smeresc eu și toată slava anticipat deja eu dau Domnului Iisus Hristos. Și v-aș ruga și pe dumneavoastră, smeriți-vă, frații mei. Mi s-a întâmplat să prind slujbe în care nu mergea nimic. Și am constatat că poporul nu s-a pregătit nimic, deloc. Efectiv avea o atitudine și spunea, domnule, predicatorul ăsta pe care l-am chemat noi, și când predic slab, predic bine. Ca atare, pentru ce să ne smerim noi? Au venit să asculte, să vadă ceva nou, extraordinar. Dacă vreți ca în seara aceasta Domnul să vă vorbească inimilor dumneavoastră și să vă dea har, hai să ne smerim împreună. Pasajul biblic pe care l-am citit vine și vorbește despre un moment deosebit, și anume, Domnul Iisus împreună cu ucenicii Lui trec de pe un mal al Mării Galilei pe malul celălalt. Și El spune aici, haideți să trecem dincolo de lac. Marea Galilei este o mare destul de mică, dar care are de foarte multe ori furtuni foarte violente. Majoritatea ucenicilor Domnului erau pescari. Orice pescar, pe lângă faptul că știe să prindă pește, mai știe un lucru, să înnoate. Și sigur că oamenii ăștia știau să înnoate. De data aceasta, spune Scriptura, pe când Iisus a adormit la cârmă, nu înainte, pe când Iisus a adormit la cârmă și după momentul acesta, pe Marea Galilei a izbucnit o furtună foarte violentă. Spunem noi, și ce dacă e violentă? Majoritatea ucenicilor Domnului știu ce trebuie de făcut. Atunci când e furtună, furtuna îngrenează apa, valurile care trec peste pupa corabiei și bagă apă în corabie. Și tot venind apă în corabie, corabia iremediabil se va scufunda. Dar ucenicii știu un lucru, și anume că pot să scoată apa din corabie. Erau 12, fiecare cu câte un recipient pe care îl aveau probabil la îndemână acolo, scoteau apa. Dar au constatat că debitul de apă pe care îl pot scoate este prea mic față de intensitatea furtunii care depune un debit mult mai mare.
Și atunci l-au sculat pe învățătorul și nu i-au pus o întrebare, ci au spus o constatare. Învățătorule, învățătorule, pierim. Ei au mai văzut furtuni. Ei au mai văzut situații dificile. Dar ei și-au dat seama că asta e ultima furtună din viața lor. Și-au dat seama că de asta nu mai scapă. L-au sculat pe învățătorul să vadă momentul acesta. Și pe când ei se așteptau ca și învățătorul să aibă limitele lui, ca și învățătorul să spună, băieți, până aici a fost. Bine că am fost împreună, bine că am așa, dacă eram aproape de mal, mai avem soluții, dacă mai era o barcă lângă noi, ne mutam în cealaltă. Dar dintr-o dată, în barca aceea care era portată ca o coajă de nucă de stihiile vremii, s-a ridicat Iisus în picioare de la cârmă și a zis vântului să se oprească. Și nu peste 3 zile, conform prognozei meteo, ci pe loc vântul s-a oprit. Odată și s-a oprit vântul, s-au liniștit valurile și spune Biblia, a apărut un element nou. Gândiți-vă ce vuiet era înainte de valuri. Și dintr-o dată a apărut o mare liniște. Și mă așteptam ca Domnul să-i lasă să contemple liniștea aceea, să-și dea seama de ce putere magnifică, colosală este în numele Lui și în prezența Lui și în puterea Lui și în cuvintele Lui. Dar Domnul nu i-a lăsat, ci le-a pus întrebarea extraordinară. Unde vă este? Ce credință? Când bate vântul și îți cufundă corabia? Când diagnosticul e sumbru și ți-au dat medici încă 3 luni de zile? Când totul e terminat, ce credință? Că dacă Iisus e în barca vieții tale, nu ți se poate întâmpla nimic, slăvit să fie Domnul. Credința pe care trebuiau să o aibă ei este că la cârmă era Iisus Hristos, nu era cel mai mare navigator. Nu era filozoful cel mai mare, era cel ce este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut și nu făcut, cum spune crezul din anicei, lăudat să-i fie numele. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre călătoria fiecăruia dintre dumneavoastră. Nu vreau să vorbesc cu unei confesiuni religioase, cu toate că suntem în cadrul Bisericii Pentecostale, totuși fiecare dintre noi avem călătoria noastră. Fiecare dintre noi avem jaloanele noastre, primim o moștenire de la părinți, o educație, o concepție, avem anumite judecăți și de ce să nu spunem și prejudecăți asupra vieții. Însă, în seara aceasta cu toții suntem călători. Călătoria pe mare este mult mai dificilă ca pe uscat. Atunci când vin spre o anumită localitate la evangelizare, pe uscat, e mai simplu. Dacă la un moment dat am rătăcit drumul, mă opresc un echipaj de poliție, opresc un pieton dacă e ziua, mă opresc undeva și întreb care e drumul cel bun. Și oamenii mă ghidează. Îmi spun să merg înainte sau îmi spun să mă întorc înapoi. Dacă la un moment dat în timpul călătoriei mele apare o furtună de zăpadă, grindină, o furtună și nu mai pot înainta, mă pot opri la un hotel, la un motel. Mă pot opri într-o localitate, la un om și spun, domnule, nu mai pot continua, dă-mi voie să stau sub acoperișul casei tale. Și orice om de omenie mă primește pentru câteva ore sau chiar o noapte să găzduiesc la el. Pentru că călătoria pe uscat e mult mai lejeră decât cea pe mare. Călătoria vieții noastre este comparată de Biblie cu o călătorie pe mare. Atunci când rătăcești drumul pe mare, nu mai ai polițiști și nici pietoni, și nici nu poți întreba pe nimeni, trebuie să știi drumul sau trebuie să ai călăuză în corabie ca să ajungi unde trebuie. Atunci când izbucnește o furtună pe mare, nu te poți adăposti undeva, arunci ancora, stai și apoi când trece furtuna pleci. Spun navigatorii că dacă ai abilitatea și puterea să treci prin epicentru taifunului sau furtunii, rămâi. Dacă te prinde pe marginea furtunii, te-ai nenorocit. Ești naufragiat deja. De ce? Pentru că trebuie să știi să navighezi. Într-o zi, ai pornit în lumea aceasta cu mica ta barcă și înăuntrul tău, în cele mai fine cute ale sufletului tău, există un gând, un gând pe care nu-l poți înnăbuși cu nimic. Nici cu educația ateistă, comunistă, nici cu gândurile că dincolo știi că undeva există un port al fericirii, un loc unde nu există moarte, unde nu există blestem, unde nu există cancer, un loc unde e fericire veșnică și la portul acela este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tânjești după locul acela, indiferent cum îl numești, tânjești după el. Ai vrea să ajungi într-o zi acolo. Indiferent de cum navigăm, indiferent ce direcție avem, indiferent cum stilul și filozofia noastră de viață, vrem ca într-o zi bărcuța noastră să se oprească la portul veșniciei. Dar pentru asta, stimații mei ascultători, Biblia ne prezintă câteva condiții.
În seara asta ați oprit bărcuța dumneavoastră la micul port numit Betania. Pe la orele 8 se va închide slujba și vă veți lua bărcuța dumneavoastră și veți merge în locul în care locuiți, mâine veți merge la servici, alții veți merge la școală, nu știu dacă nu cumva în noaptea asta veți avea furtună. Nu știu dacă nu cumva pe ziua de mâine va izbucni furtuna. Nu știu dacă nu cumva unii dintre corăbile dumneavoastră sunt aproape de naufragiu sau dacă nu cumva ați venit aici chiar în furtună. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre câteva condiții pentru o călătorie reușită, fericită, pentru că călătoria reușită, iubiții mei, este totdeauna cea care își aține ținta și scopul. Noi am fost creați pentru un scop. Degeaba avem o grămadă de bani când murim. Degeaba avem o grămadă de diplome pe care le-am realizat cu strădanie, cu muncă și cu transpirație. Degeaba atunci când plecăm din lumea asta avem pe agenda telefonică senatori, parlamentari, ministri și așa mai departe. Dacă în viața noastră nu-i ceea ce trebuie și dacă n-ajungem la portul la care trebuie, suntem niște oameni care am naufragiat. Mai devreme sau mai târziu vom demonstra ce fel de navigatori pe marea vieții am fost. Prima condiție pe care aș dori să vă spun în seara aceasta din cuvântul Domnului este: invită-L pe Iisus Hristos în corabia vieții tale. Amin. Ne spune Sfânta Scriptură aici că Iisus s-a suit într-o corabie și a vrut să treacă împreună cu ucenicii Lui de partea cealaltă. Iubiții mei, Domnul Iisus Hristos este singurul care ne poate duce la Dumnezeu. Avem toată recunoștința de oameni celebri, inteligenți, iscusiți, care au trăit în lumea aceasta. Toți s-au născut în lumea aceasta, toți au trăit în lumea asta și nu uitați că toți au murit în lumea aceasta. Toți. Niciunul dintre ei nu știe drumul spre portul fericirii. Niciunul dintre ei nu știe direcția spre locul acela unde vrem să ajungem cu toții. Emitem pretenții că știm ce-i dincolo. Emitem pretenții cam ști cam cum stau lucrurile, dar nu uitați, nici unul dintre noi nu știm. Ca nici unul dintre noi să nu naufragieze, să nu rătăcească pe marea lumii, Dumnezeu la vremea potrivită a luat pe cineva din împărăția Lui, l-a trimis la noi, ca pe noi să ne ia, să ne aducă înapoi la Dumnezeu. Singura persoană care a îndeplinit condițiile astea este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Restul încă o dată, citiți în toți întemeitorii de religii, toți. S-au născut în lumea asta, au trăit în lumea asta și au murit în lumea asta. Unii dintre ei pe patul de moarte au dat declarații: nu știu unde mă duc. Nu știu unde mă duc. Singurul care a spus clar: eu știu de unde vin și știu unde mă duc. Am venit de la Tatăl și mă întorc înapoi la Tatăl. Și ne poate lua pe fiecare dintre noi să ne ducă înapoi în împărăția Domnului. Slăvit să fie Domnul! De aceea este important. Este Iisus Hristos Domnul vieții tale? Pentru că foarte mulți dintre noi suntem capacitați de Dumnezeu de a recunoaște pe cineva, de a avea anumite modele. Suntem într-o căutare continuă după modele. Avem anumiți oameni, anumiți lideri în viața noastră pe care îi apreciem și pe care îi imităm. Iisus Hristos este singurul vrednic să fie liderul vieții noastre, să fie stăpânul vieții noastre și de ce nu în ziua de astăzi să fie invitat în viața, în familia, în inima și contextual în corabia vieții noastre. Amin. Însă atunci când inviți pe cineva la tine, totdeauna ai o mică problemă. Și anume, cu cât omul acela este mai ridicat pe scara socială și a responsabilităților, cu atât e mai greu să te visezi că vine la tine. Dacă ai fost prieten cu primarul din Deva, odată ce omul acesta a fost ales în funcția respectivă, dintr-o dată, pe lângă sarcinile obișnuite de familie, responsabilitățile personale, dintr-o dată are pe umeri și responsabilitățile obștei, pe care încearcă, ca și om, să le rezolve cât de cât. Dintr-o dată nu mai are timpul pe care îl avea altădată. Dacă omul acesta ajunge pe un post de senator, are și mai puțin timp. Dacă dintr-o dată omul acesta este propulsat de partidul sau de oamenii pe care are sub ordine să fie un ministru, dintr-o dată timpul este și mai puțin. Și dacă printr-un concurs de împrejurări candidează la președinție și ajunge președintele României, timpul este și mai puțin. Și ca să-l inviți pe primar la tine acasă în seara aceasta, este o foarte mare provocare să te gândești chiar vine.
ca să-l inviți pe președintele Iohannis să le vezi la tine acasă în seara aceasta și chiar să vină, este deja un lucru extraordinar. Dar să te visezi că în seara aceasta le inviți pe Obama la tine acasă și să te gândești că el va veni la tine acasă. Ar fi de științifico-fantastic lucrul acesta. Iubiții mei, și nu uitați că Obama mai are câtva timp și trece în istorie și el, cu toate cele două mandatele lui. Există cineva care nu e ales odată la 8 ani, care nu trece în istorie, care nu moare, care este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Și în seara asta ești la slujba aceasta și spui, am viața înainte, sunt un tânăr sau o tânără de 17-16 ani, nu știu ce mi-oferă viața, nu știu ce furtuni voi avea parte, nu știu ce direcție să aleg și când mă gândesc că primarul nu poate să vină la mine, că nici nu mă cunoaște, când mă gândesc că președintele Iohannis probabil nici nu mi-ar băga în seamă cererea mea, mă pot gândi în seara aceasta că cel ce-i Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților ar veni el în inima mea unui necunoscut, a unui a pierdut prin cele peste 7 miliarde de oameni să-și facă timp să vină în viața mea, să mă onoreze, să fie Domnul vieții mele? S-ar putea așa ceva? Știi ce spune Biblia? Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Ca să vezi cum e azi în anul 2016, trebuie să te duci să vezi cum a fost ieri. Și o să puteți vedea lucrul acesta. Iisus trecea pentru ultima dată prin Ierihon și mergea spre Ierusalim să rezolve o problemă a lumii întregi. Să moară pentru păcatele lumii și să-și verse sângele ca miel al lui Dumnezeu, ca jertfă de ispășire pentru păcatele oamenilor care trăiseră, care trăiau și care se vor mai naște. Mergea să rezolve o problemă cosmică, mondială și trecea pentru ultima dată pe Ierihon. La poarta de ieșire din Ierihon era pus un om fără valoare pentru consătenii săi, pentru conaționalii săi. Era orbul Bartimeu. Omul acesta era îmbrăcat cu o haină mai strălucitoare ca să atragă privirile, ca oamenii să se oprească în dreptul lui și să lasă câțiva bănuți în palmă sau o bucată de pâine pentru ziua respectivă. Și omul acesta, într-o zi, a auzit zgomot de pași mulți și a întrebat cine este. Și i s-a spus, este Iisus din Nazaret care trece. Și omul acesta, cu toate căci obiceiurile vremii le spunea acestor oameni să-și poarte handicapul și suferința pentru că o merită, a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Biblia ne spune că dintr-o dată cei din prejurul lui au început să-i spună să tacă din gură, ba chiar să-l certe. Și te-ai gândit ce fel de oameni sunt ăștia? În loc să spună, Doamne, te strigă, eu văd, eu aud, eu merg, dar ăsta nu vede, nu vede. Nu-l ajută prea mult viteza pe care o poate prinde, că nu vede. Nu vede, el prinde viteză, dar nu vede unii, de aia n-are sens să alerge. Omul ăsta nu vede, Doamne Iisuse, nu, ei îl certau pe ăsta să tacă. De ce? Că asta era mentalitatea vremii. Că dacă ai un handicap, că dacă ai o problemă, o meriți, poartă-o cu demnitate, nu mai striga după ajutor. De aia spune Scriptura că într-o zi ucenicii cu Domnul erau prin templu și au văzut acolo pe un om orb din naștere. Și dintr-o dată au pus o întrebare, Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții lui, că s-a născut orb? Că nu se poate să nască orb așa de la sine. Cineva trebuie să fie păcătuit. Și acum e logic că dacă ar fi păcătuit părinții lui ca copilul lor să se nască orb, era o logică. Dar cum să păcătuiești tu ca să te naști orb? Asta o aveau rezolvată fariseii și în domeniul ăsta. Că e logic. Cum să păcătuiască un om înainte de a se naște ca apoi să nască orb? Dar fariseii aveau și problema asta în mintea lor. Ca atare puteai să păcătuiești înainte de a te naște, ca atare să te poți naște orb. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să-l încadrez în tiparul gândirii lor. Dar Domnul spune, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Dar ceea ce am vrut să scot în evidență este că dacă avea o anumită problemă, oamenii considerau că nu o ai degeaba, ca atare poartă-o, nu încerca să scapi de ea. Așa gândeau și cu Bartimeu, de aia îl certau să tacă din gură. Nu spune problema ta, nu-ți spune necazul tău, nu-ți spune suferința ta. Dar Bartimeu n-a spus la primar, Bartimeu n-a strigat la prefect, Bartimeu n-a strigat la colegii lui, Bartimeu a strigat la Iisus, slăvit să fie Domnul. Și asta e o mare diferență. E o mare diferență. Foarte mulți dintre noi ați venit aici cu poveri pe care le purtați de ani de zile. Unul dintre scriitori americani, Mark Twain, spunea în felul următor,
Nu te mai plângi de problemele tale. 60% din cei cărora tu li spui, nu te cred că ceea ce spui tu e adevărat, și 40% spun așa trebuie. Deci 60% nu te cred, 40% spun că așa trebuie. Și foarte mulți dintre dumneavoastră ați constatat lucrul ăsta. Le purtați în cărca dumneavoastră toate problemele astea. Știți de ce? Pentru că n-ați venit cu ele la cine trebuie. Singurul care simte nevoia ta, suferința ta, care a fost ispitit ca și tine în toate lucrurile, dar fără păcat, este Iisus Hristos. De aceea contează strigătul tău. Contează cui îi spui problema. De aia e importantă rugăciunea. Rugăciunea nu e ca numai ca să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, Dumnezeule, vezi că am o problemă, am un examen, dă-mi înțelepciune, dă-mi putere, dă-mi ținere de minte să iau examenul ăsta și te voi lăuda tot anul ăsta școlar. Nu e numai pentru asta rugăciunea. Rugăciunea este de fapt o conversație. Când vii și spui: Domnule, Doamne, m-a supărat cineva, m-a jignit cineva, mi-a spus lucrurile astea, am tendința înăuntrul meu să-i spun următoarele lucruri. Sunt enervat chiar enervat. Teologii nu discută prea mult, dar teologii știu că 3/4 din psalmi sunt psalme răzbunării. Noi citim psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Știm psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Dar psalmul care spune numele Domnului tai în bucăți, nu mai știm la timpul de rugăciune. Pentru că ăla este un psalm al răzbunării. 3/4 din psalmi sunt psalme răzbunării, în care psalmiștii vin înaintea Domnului, că Domnului sunt adresat și spui: Doamne, m-a supărat ăsta, uite ce aș vrea să... De ce a lăsat Dumnezeu în canonul Sfintelor Scripturi? De ce? Ca să ne arate că atunci când suntem nervoși, supărați, enervați, vorbiți de rău, n-are sens să vorbești tu de rău, că ăsta e păcat. N-are sens să clevetești, că ăsta e păcat. N-are sens să defaim, că ăsta e păcat. Însă poți să te pui pe genunchi și să spui: Doamne, m-a supărat ăsta, m-a enervat ăsta, așa m-am turat la momentul de... Dacă îl prindem pe aproape, Doamne, îi spunem, sau: Doamne, ce facem cu el? Domnul te așteaptă, spune-mi ce vrei să faci. Eu te ascult. Îți dispus, dacă toți ceilalți interpretează ce vrei tu să faci, toți ceilalți râd pe la dos, uite ce vrea să facă ăsta, mi-a spus mie, Domnul niciodată nu va spune. Pentru că El te ascultă, slăvit să fie Domnul. Problema ta, copilul tău nu te ascultă, te duci la altcineva și spui: uite, copilul meu nu mă ascultă, nu știu ce mai să fac. Și el spune: lasă, te ascult, nu te ascult nici pe tine, nici am eu nu ascultă. Măcar mai este cineva care înțelege, ce numai am eu să fiu obraznic? Câteodată găsești gândiri de genul acesta, care în loc să te consoleze, efectiv spune: lasă mai fi cineva ca mine în lumea asta. Ori, iubiții mei, singurul care te înțelege, și numai că te înțelege, poate să-ți dea și un răspuns corespunzător, este Iisus Hristos, slăvit să-i fie în... Este El în corabia vieții tale? L-ai invitat-o acolo? Pentru că de data aceasta, Bartimeu strigă: Iisuse, ai milă de mine! Și pe când oamenii spuneau să tacă din gură, el și mai tare striga: Iisuse, ai milă de mine! Și dintr-o dată cel ce mergea să rezolve o problemă cosmică, mondială, murind pentru păcatele lumii întregi, iată-l că se oprește și spune un cuvânt extraordinar: spuneți-i să vină la mine! Și Bartimeu, când a auzit că Iisus îl cheamă, și-a aruncat haina aceea și a dat seama că nu mai are nevoie de ea. Odată ce Iisus te cheamă, nu vei mai avea niciodată nevoie de hainele vechi, de vechile îndetneticiri, de vechile lucruri, pentru că Iisus schimbă viața, traiectoria și destinul, dintr-o dată ți-l schimbă pentru totdeauna. A venit în fața lui Iisus și foarte interesant, evanghelistul Luca spune că Iisus nu avea nevoie să-i se mărturisească despre cineva ceva, pentru că el știa ce este în inima omului respectiv. Bine, dacă știa, era logic să cunoască ce vrea un orb, nu? Mai ales că știa că Domnul a mai rezolvat probleme de orbire. Mai ales că știa. De ce totuși apare întrebarea: ce vrei să-ți fac? Bine, e orb, știe că tu poți să-l vindeci. De ce apare întrebarea: ce vrei să-ți fac? Vedeți, asta e frumusețea rugăciunii. Dumnezeu știe că avem nevoie să schimbăm mașina. Dumnezeu știe că avem nevoie să terminăm anul școlar. Dumnezeu știe că avem nevoie de anumite lucruri. Știe toate lucrurile astea. Dar vine în cadrul slujbelor, vine la tine acasă și spune: ce vrei să-ți fac? Cu toate că știe, așteaptă ca tu, prin rugăciune, să spui: Doamne, vreau să capăt vedere, amin. Doamne, vreau să rezolv problema asta. De asta e importantă rugăciunea, frații mei. De-aia slujbele le începem cu rugăciune. De-aia motivăm poporul la rugăciune. Pentru că de foarte multe ori, ca și credincioși, luăm pasajul biblic, spune că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Da, e una să știe și alta să-ți dea. Pentru că El vine și spune: dacă nu aveți, pentru că nu
Cereți, El știe că ai nevoie de lucrurile astea. El cunoaște că ai nevoie de reușite, dar așteaptă, roagă-te, strigă către mine, spune-mi nevoia ta, ești orb, știu că ești orb, ai venit la mine, știu că ai venit la mine, ce vrei să-ți fac? Și omul acesta spune, Doamne, să-mi capăt vederea. Și Domnul spune imediat, capătă-ți vederea. Amin. Doamne, să-mi dai biruință în familia mea. Și Domnul dă biruință. Doamne, să-mi dai izbândă pe cărarea mea. Și Domnul dă izbândă. De aceea e importantă rugăciunea. Nu că Dumnezeu nu știe, știe. Nu uitați, trăim pe un teritoriu ocupat. Biblia spune că lumea zace în cer rău. Stăpânitorul lumii acestea, după cum vedeți, legile morale care se degradează din ce în ce mai mult, pe zi ce trece, sunt sub conduita și sub conducerea cuiva care stăpânește în lumea aceasta. În lumea asta, credincioșii, de orice nuanță ar fi ei, sunt ca spinii ochi în fața lui Satan. Ori Dumnezeu, ca să poată să-ți răspundă ție, trebuie drept să fie ca tu să te rogi. Dumnezeu nu poate să vină să-ți dea ceva și tu să nici nu fi cerut. Și diavolul la un moment dat spune, Doamne, cum să nu mă înving asta pe mine? Cum să nu mă dea asta de pământ cu mine? Pentru că tu îi dăruiești tot ce are nevoie și nici nu ți-l cere măcar. Că dacă ți-l cere, e normal să îi dai, că ești tatăl lui. De aceea e frumoasă rugăciunea. De aceea Biblia spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți la cunoștința lui Dumnezeu toate lucrurile cu rugăciune și cereri. Amin. De aia e frumoasă rugăciunea. De aia trebuie să-i spui lui Dumnezeu tot ce dorești tu. Iată că Bartimeu a spus, Doamne, să-mi capăt vederea și Iisus Hristos i-a dăruit vederea. Hristos a plecat mai departe în lucrarea lui de mântuire, iar mai din urmă venea Zacheu, care admira verdele frunzei, frumusețea soarelui, frumusețea chipului uman și peste viacuri Zacheu vine să ne spună nouă, Iisus Hristos este același, slăvit să-i fie numele. Dacă astăzi îți vei face timp să spui, Doamne Iisuse, am mers în urma Sfântului cu tare, am mers în urma păstorului cu tare, am mers în urma preotului cu tare, oameni deosebiți, oameni cu tot respectul, dar oamenii aceștia trebuie să recunosc că au limitele lor, trebuie să recunosc că au slăbiciunile lor, trebuie să recunosc că nu știu unii portul veșniciei. Iar în seara aceasta am aflat că cea mai bună călăuză și singura pe care mi-a oferit-o Dumnezeu este Fiul Său prea iubit. Doamne Iisuse, te rog să vii în inima mea. Ne spune Sfânta Scriptură că după ce au trecut pe malul celălalt al acestui lac, al lacului Genazaret sau Mării Galilei, spune cu Sfânta Scriptură că în fața lui Iisus i-a ieșit un om demonizat. Un om care era cuprins de o grămadă de duhuri rele, de draci care intraseră în el. Și Domnul Iisus, cu toată autoritatea și puterea, a poruncit duhurile necurate să iasă din omul acela afară. Spune Scriptura că oamenii au auzit de eliberarea aceasta și au venit în locul acela să-L vadă pe Iisus și pe omul acela. Și spune Scriptura, l-au văzut pe Iisus și la picioarele Lui, pe omul care altădată îi speria pe toți, care rupea orice lanț, orice cătușă, orice obadă cu care era legat, toate le rupea cu puterile paranormale ce le avea în el de la duhurile necurate. Și de data aceasta spune Scriptura că văd pe omul acela întreg la minte și îmbrăcat și le-a fost frică grozavă. Și știți care a fost singura rugăminte a acestor oameni față de Iisus? Doamne, te rugăm să pleci de la noi. E cea mai tristă rugăciune din Biblie. Acum dumneavoastră gândiți-vă la aspectul acesta. Iisus putea să îi elibereze, cum a făcut-o cu îndrăcitul acela cu 6.000 de demoni în el. Cu o legiune are 6.000 de soldați. Putea să îi elibereze pe toți, putea să îi vindece, putea să îi mântuiască pe toți. Și cu toate acestea, Iisus nici nu intrase în localitatea lor și i-au venit cu o simplă rugăciune. Doamne, te rugăm să pleci. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună, nu. Eu rămân aici să mai mântuiesc, eu mai rămân aici să mai iert păcate, eu mai rămân aici să mai vindec, eu mai rămân aici să mai eliberez, pentru că asta pot face și rămân de dragul vostru. Și m-aș fi așteptat ca oamenii aceștia să facă un fel de grevă japoneză, să-i spună pleacă de la noi și apoi să vină cu plancarde să spună pleacă de la noi. Și după insistențele lor glozave să ne spună evanghelistul că Iisus văzând că ei se împotrivesc, continuă să împotrivească, Iisus într-un sfârșit pleacă de la ei. Cam așa ne-ar place nouă. Dar Scriptura vine și spune un lucru trist, și anume, ei l-au rugat pe Iisus să plece și Iisus a plecat. Foarte mulți frați de diferite confesiuni religioase cred că dacă într-o zi îl primesc pe Iisus Hristos în inima lor și Iisus devine Domnul vieții lor
Și Iisus Hristos îi scapă de patim care altă dată îi robea. Și Iisus Hristos îi scapă și apoi vine Domnul Iisus și spune: te rog, nu mai spune minciuni. Te rog, nu mai fura. Te rog, nu mai înșela. Te rog, nu mai vorbi de rău. Te rog. Și credincioșii spune: Doamne, ia mai lasă-mă. Ia mai lasă-mă, Doamne, cu așa ceva. Că sunt o grămadă care sunt invidioși. Că sunt o grămadă care sunt răutășioși. Că sunt o grămadă mai răi ca mine. Ia mai lasă-mă. Iar rămâne membru în congregația respectivă. Rămâne pe lista secretarului sau parohului sau rămâne acolo membru. Dar nu mai are pasiune de la început. Nu mai are dragoste de la început. De ce? Totul a rămas. Hristos a plecat. Foarte mulți dintre noi: nu, eu l-am închis pe Iisus și n-am cum să-l pierd. De ce credeți că Apostolul Pavel spunea corintenilor la un moment dat: pe voi înși vă cercați-vă, pe voi înși vă cercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți? Dar noi nu avem posibilitatea asta. Niciodată nu avem noi. Asta e pentru altcineva, nici nu e în istorie așa ceva. Iubiții mei, de foarte multe ori credem că dacă îi spunem lui Iisus să nu se amestece în afacerile noastre, că ne cere să fim cinstiți. De foarte multe ori când îi spunem lui Iisus nu se amestece în problemele noastre, că sunt alții mai păcătoși în adunare, credem că îl putem ține rob pe Iisus în viața noastră să ne binecuvinteze, iar noi să ascultăm de firea noastră pământească. Iisus, dacă l-ai rugat să plece, a plecat. În Barcelona există diferite locuri turistice unde o bună parte din timp existau anumite itinerarii. Erau niște calești așa medievale, cu birjari, cu cai frumoși, care mergeau de obicei într-un loc și luau turiștii și duceau pe la toate. Un anumit om din Statele Unite a avut o escală la Barcelona și trebuia să plece într-o altă zonă și avea o distanță cam măricică între avioane și ca atare a spus: mi-a mai rămas câteva locuri de vizitat în Barcelona, câteva obiective turistice. S-a dus la un birjar și a spus: domnule, eu am vizitat obiectivul cu tare, obiectivul cu tare și obiectivul cu tare. Mi-a mai rămas ăla și ăla. Te rog frumos, eu îți plătesc cursa întreagă, dar du-mă la cele două obiective pe care nu le-am văzut eu. Bizar, a spus: sigur, domnule, urcați în caleașcă. S-a urcat ăsta în caleașcă, calul a luat-o la trap, așa, încetucu, pe ruta pe care o știa el. Ăsta când se uită, omul ăsta, turistul când se uita, vede că ăsta merge spre un obiectiv pe care l-a văzut el. Îi spune: domnule, ți-am spus că ăsta am fost. Sigur, vă duc numai unde n-ați fost. Dar calul mergea liniștit și omul, la un moment dat, ăsta îi spune: domnule, vă rog frumos să mă duceți doar la obiectivele alea. Da, domnule, te duc eu unde, cu alte cuvinte, eu am ruta mea. Calul știe drumul pe de rostul, ca atare mergem unde știm. Omul ăsta, la un moment dat, când a văzut că ăsta chiar n-are de gând, când era o curbă mai ușoară, așa, și-o încetile caleasca, și-o dat jos din caleasca, a luat un taxi și tot toți înapoi la aeroport. Ăsta mergea liniștit cu caleasca lui, se întâlnește cu un birjar care mergea pe contrasens, ei clienți. Și întreabă: colega, dar cu cine ești tu? Și spune: cu domnul. Întreabă: care domn? Când se uită ăsta în caleasca, era gol. Știți că de foarte multe ori întreb: ce faci, frate? Cu domnul. Cu domnul în afaceri, cu domnul la școală, cu Domnul la locul de muncă, dar nimeni nu mai vede pe Domnul. De ce? S-a coborât. S-a coborât la primii nervi care ai avut și a spus: Doamne, mai lasă-mă cu pocăința asta. Asta lasă-o trăiască ăștia, talibanii spirituali. Eu trăiesc cum vreau eu. Mai lasă-mă. Ai rămas cu aceleași idei. Ba chiar ai idei grozave, dar Domnul nu mai este acolo. Și dacă la o rugăciune simplă, Domnul a plecat din ținutul Genezaretului, gândește-te că în seara aceasta tu nu-i vei spune: Doamne, pleacă. Și vei spune din nou: Doamne, te rog să vii în inima mea. Cu câtă bucurie vine el din nou să fie domn și rege într-o inimă care vrea să-l cinstească. Dumnezeu să ne ajute. De aceea te invit, iubitul meu ascultător, oricare ai fi tu, nu știi ce te așteaptă în ziua de mâine. Vântul și valul înfuriat n-are nimeni ce-i face. Indiferent cu ce relații și cunoștințe ai, ce experiență ai, știi că vin momente în viață când n-ai răspunsul la întrebări. Singurul care poate opri totul și care poate să-ți dăruiască biruință în călătoria ta este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Este El Domnul vieții tale? Oricum tu pe cineva ai. Oricum în corabia ta ba ții pe mama, ba pe tata, ba pe nu știu care lider religios, ba tu ai o apreciere grozavă. Încă o dată îți spun, cu tot respectul pentru oamenii aceștia, aș vrea să spun că singura călăuză pe care ne-a dat-o Dumnezeu să ne ducă înapoi la El este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Este El în inima ta? L-ai invitat în viața ta? Prima condiție pentru călătorie reușită este: invită-L pe Iisus Hristos în viața ta. Este o decizie a ta personală.
Tu trebuie să o faci. Iisus nu intră cu bocanci în sufletul nimănui, chiar dacă știe că ai nevoie urgentă de El. Chiar dacă știe că mâine vei avea o furtună mare și nu vei ști să te descurci. El astăzi este la Betania și vrea să fie invitat în corabia vieții tale. Vrea să meargă împreună cu tine. Vrea să fie călăuza ta până în veșnicie. Vrea să oprească vântul și valurile atunci când vremea va fi dificilă. Dar pentru asta trebuie să fie în corabia vieții tale. Dumnezeu să ne ajute! A doua condiție pentru o călătorie reușită, frații mei, este să-i lași și pe ucenici acolo. Scriptura vine și spune că Iisus s-a urcat în corabie împreună cu ucenicii Lui. Acum aș vrea să vă spun că foarte mulți dintre noi suntem disponibili să-L invităm pe Domnul Iisus, că ne place de El. Dacă El singur acolo știe că oprește furtuna, ne binecuvintează, ne dă călăuză, ne dă tot ce avem nevoie, extraordinar numai cu Domnul. Dar Domnul nu vine singur, vine cu ucenicii Lui. Vine cu oameni care cred în El. Și nu tot ucenicii Domnului sunt simpatici. Vedeți, a fost unui Filip, om fără vicleșug, dar care comenta. Domnul vine și spune despre Filip că era un om fără vicleșug. Dar remarca lui n-a fost că tare grozavă. Poate ieși ceva bun din Nazaret. Cu alte cuvinte, din Deva poate ieși ceva bun. Din Cluj poate, din Timișoara poate. Dar din Deva poate ieși ceva bun. Ce ați crede dumneavoastră despre unul care ar vorbi așa? E bine, Filip este și el prin zonă. De ce să nu vă mai spun de Toma, care în continuu are tot întrebări, în continuu vrea să verifice casieria, vrea să verifice actele la secretariat, vrea să verifice cine predic săptămâna viitoare, vrea să verifice ce-o predicat, vrea în continuu pune câte două, trei întrebări și noi spunem că n-are sens, măi, să pui așa întrebări. Face niște declarații din asta să mergem și noi să murim cu el. Ioan, capitolul 11. Nu le găsești logica. Și ăsta e unul dintre ucenicii Domnului. Un altul este Petru, impulsiv. Într-o zi, ucenicii Domnului s-au uitat că sunt câteodată în primejdie, sunt în situații și spun, Doamne, îi voi, spurtăm săbii? Și la un moment dat, Domnul Iisus spune, cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-ți cumpere sabie. Și vine și arată două săbii, 12 ucenici arată două, uite, avem două săbii pe la îndămână. Și Domnul spune, vă este destul, la 12 oameni, două săbii. Foarte mulți frați spun Vechiul și Noul Testament. Nu le-a arătat Vechiul, Noul Testament nu era scris și Vechiul nu arăta ca sabie atunci, din punctul ăsta de vedere. Deci nu, i-au arătat două săbii romane, gladium, de alea de 60 cm. Cam astea erau săbiile pe vremea. Și Domnul spune, vă este de ajuns. Una nici în ziua de azi nu știm unde a fost. Dar una a pus-o Petru să o aibă la îndămână el acolo. Păi ce să facă Petru cu sabie, că el toată viața a fost pescar. Doar pește nu poate prinde cu sabia. Mai ales cu sabia gladium, care e ca un par, dai în apă, ce să speri peștele. Ce să faci cu sabia respectivă? N-ai ce face cu ea, dar el o avea acolo. Iubiții mei, probabil v-am mai spus eu lucrul acesta. În noaptea trădării, iese și Petru la rampă cu sabia aia. Spune Scriptura că reușește performanța să scoată sabia și să taie urechea robului marelui preot. Robul se numea Malhu. Și taie urechea. O performanță pe care o reușeau numai spadasinii și numai samuraie. Atâta tot. Pentru că urechea este amplasată în așa fel, încât nu poți să o tai numai urechea. Ori dacă dai pe orizontală, tai totul, set complet, ori dacă tai pe verticală, tai și umărul, nu te poți opri numai urechea, că urechea e plasată. V-am spus, numai samurai, după lungi și mușchetarii care aveau floretele alea flexibile, puteau să lovească numai urechea, să taie numai urechea sau numai o zonă bine țintită, atâta tot. Petru a fost toată viața pescar. Cum de tăiat el numai urechea? Răspunsul majoritatea este, el n-a avut de gând să taie urechea, t-a prins traseu când o dat, s-a mai ferit și ala și a prins urechea, după care Domnul Iisus a trebuit să repare și situația asta. Bine, vine Domnul Iisus, dar vine și cu ucenicii. Printre ucenici sunt și câțiva care poartă sabii. Nu așa că în barcă îi primim, tu mi-ești simpatic, de la început îmi ești simpatic, tu intră, tu pui întrebări ciudate, tu rămâi jos. Tu ești ciudat și tu. Pe care îi primim noi în corabie, frații mei? Că asta e o tendință a zilei noastre de astăzi, să vă spun la oraș ca Deva, cam asta încercăm să facem prin biserici. Dom'le, tu dacă ai așa, mergi dincolo, dacă nu am încredințarea, merg dincolo. Nu uitați că în rai nu există Betania, muntele Sionului, Emanuel, cutare, există un singur rai, slăvit să fie Domnul. Încă de pe acum trebuie să ne obrișnim în aceeași barcă. Doamne ajută, frații mei! Încă de pe acum trebuie să... Că avem anumite gândiri și vrem să punem anumite proiecte comune, dar gândiți-vă la aspectul ăsta. Oamenii care au o viziune se gândesc la aspectul acesta. Ei bine,
Ca să poți călători în siguranță, trebuie să-i lași pe ucenici în corabie, cu toate neajunsurile lor. Pentru că e frumos să fii cu ceilalți, slăvit să fie Domnul. De ce e frumos, frații mei? În primul rând, poți fi ajutat. Poți fi ajutat, poți fi corectat. Totdeauna când ies să predic Evanghelia, sunt foarte atent la modul în care vă arăt. Să n-am vreo scamă, ceva, să nu rămân după ce îmi pun haina cu guliul ridicat. Câteodată mi se mai întâmplă să iau haina și nu îmi spune nimeni că guliul stă așa. Toți mă ascultă cu plăcere, dar spune, bă, dar dat guliul jos totuși, până la urmă. De ce? Pentru că oamenii nu spun așa. Trebuie să fii foarte atent. Indiferent cât îți iau de atent cum arăt pe din față, nu pot vedea cum arăt la ceafă sau între omoplați. Nu pot vedea. Pentru că nu sunt capacitat pentru asta. Am nevoie de alții. Ori, frații mei prea iubiți, văd exact ceea ce nu văd eu. Înțelegeți ideea? Sunt lucruri în viața mea pe care eu nu le văd. Spune cineva, frate, ești cam puțin cam mândru. Eu? Nu? Frate, câteodată vorbești cam mult. Cine eu? Sunt lucruri pe care tu nu le vezi, le văd ceilalți. Pe tine te deranjează, unde-a, domne? Știu că atunci când făceam școala în liceu unde eram, erau mai mulți olimpici de ăștia, la matematică, la fizică, din ăștia care învățau la greu. Erau și băieții de la echipa de rugby, ăștia împingeau toată ziua la jugul, aveau niște gâturi și niște omoplați, așa. Când intrau ăștia pe holul liceului, mă așa făceau cu olimpici. Plecau pe dreapta și pe stânga ca popicii, dintr-o parte și în alta. Ceilalți cum să reziste ei la așa ceva? Singurul mod în care se mai răzbunau ei, scriau un cuvânt denigrator urât și vineai și le punea la ăsta cu trapezul mare, îi punea între omoplați, așa. El mergea cu mușchi a umflat și toată lumea râdea de el. De ce? Pentru că unde o plasat ăsta, cuvântul ăla, era un loc în care el nu-l putea controla. El își putea controla bicep și pectoralii și așa mai departe. Dar nu putea vedea ce are între omoplați la spate. Pentru că altul i-a lipit lejer așa pe uniformă cuvântul respectiv. Iubiții mei, când Dumnezeu ne cheamă în biserică, ne așează oameni care să ne apere spatele, slăvit să fie Domnul. Îi ai pe asemenea oameni? Îi ai? Pentru că asta e frumusețea. Asta e frumusețea. Văd oameni în lumea aceasta care trec prin necazuri. Stau pe la spitalele de oncologie, plâng singuri, își termină resursele financiare, emoționale, sufletești, își îngroapă morții și apoi din nou își continuă singuri drumul. Ne-a chemat Dumnezeu să fim în aceeași barcă. Când se căsătorește un copil de-a fraților, ne bucurăm de parcă s-a căsătorit a meu. Când cineva nu iei examenul, stăm cu toții și spunem, Doamne, dă-i biruință, Doamne. Când cineva nu reușește, simțim toți, suntem alături de el, că asta înseamnă să fii în aceeași barcă. Foarte mulți dintre noi n-am învățat drumul ăsta. Foarte mulți dintre noi încă stăm în pătrățica noastră din barcă, fie că e în față, mai în spate, mai lângă cârmă, mai lângă bordul de conducere și avem lumea noastră, dar în aceeași barcă. Învățați-vă să comunicați cu ceilalți, Doamne ajută! Când am preluat pastorația bisericii din Dumbrăveni, acum 19 ani, știu că frații bătrâni din biserică au venit și mi-au spus, frate Virgil, nu știm ce viziune ai dumneavoastră, nu știu unde vrei să duci lucrurile, dar vrem să spunem un singur lucru, 100 de frați bătrâni suntem pe urmele tale, ai grijă ce faci. Pe toți ne-ar speria așa ceva, nu? 100 de oameni să ai grijă ta. Toată ziua să urmărească cine stai de vorbă, dacă împrumuți bani și mi-i dai înapoi, cum vorbești cu oamenii, toți urmăresc ce-a făcut, ce-a dres, te speri de așa ceva. Nu uitați, președintele României are vreo 30 ceva de oameni împrejurul lui, toți antrenați foarte bine, care îl păzesc ca președintele să nu se împiedice de covorul roșu în fața camerelor de la vedere sau în fața mulțimii. Toți oamenii aceștia au niște salarii extraordinare. Eu avem 100 pe degeaba, slăvit să fie Domnul. Toți ăștia când eu am vrut să o iau mai pe stânga, ăștia sunt frate Virgil, nu-i corect ca un păstor să vorbească așa. Când am vrut să mă iau mai pe dreapta, frate Virgil, dumneata trebuie să fie o lumină și un exemplu pentru noi. În timp ce alți colegi de-ai mei mai buni ca mine și mai capacitați ca mine s-au dus în jos, pentru că n-au avut așa ceva, eu încă sunt pe calea Domnului și vă pot predica liniștit, pentru că am avut pe ei și mai am ca ei. Slăvit să fie Domnul! Ai așa ceva? Eu știu că vrei să fii independent. Eu știu. Eu știu că citești numai o parte din Scriptură. Cea mai valoroasă bancnotă din Uniunea Europeană este bancnota de 500 de euro. La un moment dat te duci cu o fațetă, cu o hârtie, cu o față. Și spui, oameni buni de la bancă, eu n-am decât o față la 500 de euro. Dați-mi contravaloare la 250 de euro, cealaltă față e albă. Îți dă cineva banii 250 de euro? Nu, cheamă și poliția. De ce? Pentru oameni tu bancnota asta.
Știți că în Biblie, toate adevărurile biblice sunt ca o bancnotă sau ca o monedă cu două fețe? Dumnezeu este dragoste. Și vii la El cu jumătate de față. Doamne, în dragostea ta rezolvă. Dar Dumnezeu este și un foc? Asta e valoarea întreagă a lui Dumnezeu. Mântuirea, iubiții mei, este personală. Personal trebuie să-L inviți pe Iisus Hristos în viața ta. Nu poți să-L inviți tata, mama, păstorul, preotul pentru tine. Tu trebuie să-L inviți pe Iisus Hristos. Dar mântuirea, ca să o duci la bun sfârșit, trebuie să iai și pe frați de obște. Doamne ajută! De-aia contează pentru mine ce faceți voi aici. De-aia contează pentru voi ce fac eu în altă parte. De-aia e bine să ne rugăm unii pentru alții, să ne îndemnăm unii pentru alții și, dacă e cazul, să ne mustrăm unii pe alții. Doamne ajută! Nimeni nu cunoaște bordul de conducere a bisericilor din Deva. Nimeni nu cunoaște. Dar are un coleg de școală sau de serviciu care face parte dintr-o asemenea biserică. După modul în care se comportă persoana respectivă, omul acela, vrei, nu vrei, analizează toată comunitatea în funcție de modul cum trăiește colegului. Spune, aș vrea să vă cunosc pe ceilalți dacă și ceilalți seamănă cu tine. Sau spune, domnule, m-am săturat de tine, nu-mi trebuie nici ceilalți. De ce? Pentru că în funcție de asta analizează. Eu trec prin multe orașe din țara asta. Orașele astea îmi sunt simpatice sau îmi sunt indiferente în funcție de cine cunosc. Dacă nu cunosc pe nimeni, orașul există. Dar eu nu cunosc pe nimeni acolo. El există, are primar, are locuitori, sute de mii de locuitori. Dar eu nu am nicio treabă cu orașul. Când în orașul ăla locuiește o persoană scumpă, un prieten de-al meu, tot orașul ăla, îmi place să vorbesc de orașul ăla. De ce? Pentru că privesc întreg orașul în funcție de prietenul ăla pe care l-am eu acolo. Tu reprezinți întreaga biserică. De-aia mă interesează ce faci în dreptul tău. Imaginați-vă dumneavoastră că eu vreau să spun, frații mei, vreau să vin în comunitatea Domnului de la Biserica Betania de aici. Discut cu frații păstori, îmi dați voie să intru. Și eu zic, frate, da, frate Virgil, sper că așa o să fie, dacă cumva o să fie cazul. Da, frate Virgil, vă rog frumos să veniți în barca comunității noastre. Și spun, unde mă lăsați pe mine să stau? Că eu vreau să știu locul meu. Și spun, frate, uite, stai aici. Și avem o barcă de aia ca pe timpul Domnului Iisus, din lemn. Și eu spun, aici e barca, locul meu în barcă. Nu, aici eu sunt în domeniul meu, pe mine mă interesează ce fac în dreptul meu, nu-i așa? Și frații de obicei spun, da, domnule, e așa. Eu la un moment dat deschid o trusă de asta, cobor mașină cu baterii, cu pun un burghiu de ăsta de lemn mărișor, așa, și spun, stimații mei frați, suntem în aceeași barcă, e adevărat, dar eu în dreptul meu am să dau o gaură pentru că vreau să fac duș la apa care țâșnește. În dreptul meu, nu vă interesează la alții, nu mă interesează dreptul păstorului. El să-ți ții pocăința, la comitet să-ți ții pocăința, cine vrea să fie în conducere, să-ți ții conducere. Pe mine mă interesează să țâșnească apă în dreptul meu. Dacă voi nu mă opriți, mă cufund numai eu și locul ăla pe care mi l-ați dat mie? Nu, ne cufundăm toți. De-aia spune că mântuirea e de obște. De-aia mă interesează pe mine cum mă reprezinți. De-aia mă interesează pe mine cum împrumuți bani și dai înapoi. De-aia mă interesează pe mine cum vorbești cu colegii tăi. Eu și te interesează pe tine, mântuirea personală. Da, dar ești în barca noastră. Dă-te jos la prima stație și atunci stăm liniștiți cu tot cu bormașină și stăm liniștiți. Dă-te jos. Dar dacă tu ești cu mine și călătorim și stai cu bormașina pornită toată ziua nervos, mă pot aștepta la tot felul de gauri în barcă. De aceea trebuie să veghem unii asupra altora. Doamne ajută! Călătoria e reușită dacă inviți și pe frați acolo și dacă frații aceștia te ajută, veghem unii asupra altora. Doamne ajută! Am fost bolnav, am avut pareză facială și mi-a fost foarte dificil. Cea mai mare bucurie a mea a fost că sute de frați, poate mii de frați, și pe la Hațic și pe unde au aflat, se rugau pentru mine. Domnul să-i binecuvinteze! Dumnezeu m-a vindecat fără nicio urmă, efectiv, din pricina faptului că frații au stat înaintea Domnului. Îi una să suferi singur, îi una să-ți duci povara singur și alta să fie frații lângă tine. Biserica pentru asta e, frații mei. Mai mult decât teologie, biserica înseamnă să pui umărul, să ajuți, să ai un zâmbet, să ai o mână caldă, să ai o îmbrățișare și să spui, sunt alături de tine. Chiar dacă omul ăla nu pricepe tare mult din teologie, dar va înțelege limbajul dragostei, al unității și al mustrării chiar făcută în blândețe și în dragoste, o va înțelege mai bine decât profunzimile teologiei adânci pe care o primesc, o înțeleg doar câțiva care au făcut studii în domeniu. De aceea e important, frații mei, să-i lăsăm pe ucenici în corabie. Doamne ajută! Ultimul lucru pe care vreau să subliniez
în condițiile unei călătorii fereușite, pe lângă că îl inviți pe Domnul Iisus în corabie vieții tale, pe lângă faptul că îi lași și pe ucenici acolo și va șuga în seara asta să-i lăsați, Doamne ajută, să nu-i mai trăiați atâta, lăsați-i să intre în corabie și să vă ajute la bunul mers. Vezi frumos în pocăința asta, frații mei, că dacă Dumnezeu ar fi vrut să-mi dea toate darurile mie, eram bucuros, eram grozav de bucuros. Dar Dumnezeu vine și spune că cunoaștem în parte. Adică mie mi-a dat o parte, iar eu trebuie să fiu respectos, trebuie să fiu cinstit și trebuie să fiu altruist și să ascult pe toți ceilalți. Pentru că toate celelalte părți ale mele lipsă sunt la voi. Sunt la voi. Și nu știu la care dintre voi, ca atare, eu sunt obligat să ascult pe toți ceilalți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O să întâlniți oameni care au primit partea lor și atât. Pentru că nu și-au făcut timp niciodată să-i respecte pe ceilalți, să se îmbogățească cu partea celuilalt, să-i fi dată partea și binecuvântarea celuilalt. Niciodată nu și-au făcut timp. Ei au spus că partea lor e suficientă. Ori te îmbogățești când celălalt îți dă voie ca prin harul lui Dumnezeu să spună și partea lui în dreptul tău și dintr-o dată vezi lucrurile mai complex, mai clar și mai frumos. A treia condiție, lasă-L pe Iisus să stea la cârmă. Evangheliile paralele vin și spun că Iisus a adormit la cârmă. Iisus și când îi se pare că doarme, conduce mai bine ca noi, lăudați să fie Domnul. De-aia e bine să fii la cârmă. Cele mai mari probleme în viață pe care le avem este că noi suntem la cârmă. Ca și credincioși de diferite nuanțe și de diferite confesiuni, știm pe vreme bună să ne conducem noi. Când masa e încărcată, când suntem sănătoși, Doamne, eu îmi conduc afacerile, eu îmi conduc familia, eu îmi conduc viața. Când vine furtuna, Doamne Iisuse, scoate-mă de aici, oprește vântul, furtuna, că dacă mă oprești, să știi că după aceea mă descurc eu. Nu ziceți niciodată asta. Unul dintre frații mai experimentați în misiune povestea pe timpul lui, se călătorea cu trenul și povestea la un moment dat că a avut un geamantan să plece în misiune într-o anumită zonă cu trenul. Și fiindcă mai avea până dimineața, când trebuia să prindă trenul, și pentru că știa că în gări circulă tot felul de oameni care pun ochii pe valizele oamenilor, s-a dus în sala de așteptare, a pus geanta acolo și a spus, Doamne, Doamne, eu mă culc, vreau să dorm, sunt foarte obosit de la drumul ăsta, te rog să-mi păzești bagajul meu, te rog, Doamne. Și apoi a dormit puștean. Când s-a sculat dimineața, înainte de a pleca trenul, valiza era la locul ei. O luat valiza și Doamne, mulțumesc frumos că până acum ne-a păzit-o. De acum mă ocup eu de ea. S-a dus la ghișeul de bilete, a pus valiza jos, a spus la doamnă să-i dea biletul, i-a dat biletul și când se iei valiza, nu-i. De ce? Pentru că el a crezut că poate să o păzească. De foarte multe ori noi facem la fel. Îl lăsăm pe Iisus la cârmă doar atunci când noi nu putem. Iar când noi putem, Doamne, dă-te la o parte să vezi ce navigator este eu. Iisus trebuie să stea totdeauna la cârmă. Amin. Când stă Iisus la cârmă, noi putem și avem timp să observăm peisajul. Noi avem timp să vedem cât de frumos e. Noi avem timp să vedem splendorile și minunile lui Dumnezeu. Când suntem noi la cârmă, ne punem întrebări. Dacă nu mergeam acolo, dacă nu mă întâlneam cu ăla, dacă nu-i dădeam bani, dacă nu se-mi dă, dacă, o grămadă de lucruri pe care ni le reproșăm, pentru că eu sunt la cârmă. Când Iisus e la cârmă, eu trebuie să urmăresc numai ce dorește Iisus de la mine. Uitați-vă la doi oameni care l-aveau pe Iisus la cârmă, Pavel și Sila. Spune Scriptura că doreau să intre în misia să propovăduiască Evanghelia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. M-aș fi așteptat ca Pavel să spună, Doamne, te rog frumos să-mi dai un răspuns concret. Eu nu mă duc acolo să fac partid politic, nu mă duc acolo să fac echipe de fotbal, nu mă duc acolo decât să propovăduiesc Evanghelia și să întemez bine. Cum adică nu-mi dai voie? Aș vrea să vă spun, pentru toți cei care doriți să mergeți în misiune, există o vreme a coacerii tuturor lucrurilor. Dacă anul trecut, dacă luna trecută s-a semănat greu, degeaba mergi acum cu secera și faci galerii pe marginea ogorului, că nu-ți crește greu ca să-l seceri tu până la sfârșitul lunii. Ești un timp anume, o vreme anume. La vremea potrivită, spune Domnul, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișului, că e vremea secerișului. Ori în Bitinia nu era timpul secerișului și nici a semănatului măcar. Au vrut să intre în misia, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. La un moment dat îi spune, intrați în Macedonia. Intră Pavel și Sila în Macedonia. Dintr-o dată,
Lidia împreună cu casa ei crede în Domnul Iisus, să-L invită pe Iisus în corabia vieții lor și pornesc mare aventură spre împărăția Domnului, călătorind pe marea lumii acestea. După care Pavel și Sila, din pricina unui duc de ghicire pe care au scos-o dintr-o roabă, ajung direct în pușcărie cu hainele rupte și bătuți cu nuiele. M-aș fi așteptat ca în pușcărie Sila să-L întrebe pe Pavel: băi Pavel, ce căutăm noi aici? Eu n-am avut nicio vedenie cu un om din Macedonia. Tu ai avut. Ce căutăm noi aici, în pușcărie? Ce treabă avem noi aici? Noi puteam să fim în misie acum. Puteam să fim în Bitinia, băi. Puteam să fim în altă parte. Dar ei știau că nu ești la cârmă. Pentru că altcineva e la cârmă și dacă cel ce e la cârmă face ca corabia să treacă prin pușcărie sau prin spital sau prin accident sau prin boală, nicio problemă. El e la cârmă, el răspunde, eu doar mă încred în el. Amin. De aceea pe la miezul nopții Pavel și Sila puteau cânta cântări de laudă și să se roage lui Dumnezeu. Normal era, dacă tot cântă, să cânte niște cântări de jale minore de alea, să plângă toți deținuți unde au ajuns ăștia. Să plângă toți de jalea lor. De ce? Pentru că erau ei la cârmă, condus destul de dificil și uite că sunt pușcării. Iată că nici măcar în temnița din afară unde îi punea pe ăștia care fură găini. I-o băgat în temnița dinăuntru ca pe oameni foarte periculoși. I-o legat picioarele în butuci acolo. Și pe la mezul nopții, pentru că Iisus era la cârmă, ei știau să laude pe Dumnezeu și să-L înalțe pe Domnul. De aceea și Dumnezeu a venit și i-a izbăvit, slăvit să fie Domnul. Ei aveau o misiune acolo. Știți cât e de important lucrul ăsta? Exista acolo un om care nu ieșea niciodată din temniță. Ăla răspundea cu viața lui pentru viața celor închiși. El avea slujitori care își duceau și cumpărau din piață tot ce trebuia și aducea acasă. El avea o casă în temniță acolo. Și omul vizat de Dumnezeu era tocmai asta. Și ăsta, fiindcă nu vinea la biserică, au trimis pe Pavel și Sila până acolo. Dar Pavel și Sila n-au strigat: cum ne rupiți domnilor hainele de pe noi? Știți ce firmă? Cum adică rupiți hainele de pe noi, ne bateți cu nuiele? Bine că uiți că ești cetățean roman, ca și cum ai fi cetățean american. Uiți, la prima nuie, doar îți vine toată memoria înapoi, nu? Că vine prima nuie pe spate, ți-aduce aminte. Băi, cetățean roman, cum adică mă bat ăștia fără să mă judece? Tac din gură prima zi. Iau toate nuielele alea pe spinare, se fac vârci așa pe spate. Și tac din gură, pentru că Iisus conducea corabia spre pușcărie, spre temniță. Pentru că noaptea aceea temnicerul va fi mântuit, el și casa lui. A doua zi, Pavel și Sila spune, vă este îngăduit să loviți un cetățean roman fără să fie judecat? Și-o băga groaza în toți aceia care conduceau cetatea respectivă. Dar cum nu au zis de prima zi? Pentru că Iisus era la cârmă. Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, când Iisus la cârmă, efectiv, știi că nu treci prin locurile respective decât cu voia lui Dumnezeu. Este un plan, totul este cântărit. Firele de păr din capăt sunt numărate, lacrimile sunt strânse în burduful lui, pașii vieții tale de priveag sunt numărate. Totul, totul este calculat. Nu se întâmplă nimic la întâmplare sau datorită sorții, ci totul este cântărit de cel ce-i la cârmă. Slăvit să fie Domnul! Ai vrea în seara aceasta să-L inviți pe Iisus Hristos la cârma vieții tale? Că asta e provocarea multor creștini. Odată un creștin era prieten cu un evreu. Erau parteneri de afaceri și ceea ce îl enerva pe evreu mai mult era faptul că creștinul era în continuu bucuros. Când câștigau într-o anumită afacere, evreul se bucura că era evreu și îi plăcea să câștige, creștinul se bucura și el. Dacă îmi pierdeau amândoi, că erau parteneri de afaceri, evreu era negru de supărare, creștinul încă zâmbea. Și evreu vine la el și a spus, mă supără, mă enervează, efectiv, ce înseamnă asta la tine? Când câștigăm amândoi, te cred că îți vine și râzi. Dacă noi pierdem, eu plâng aproape de ciudă și tu tot cu zâmbetul ăla pe față. Ce se întâmplă cu tine? Și creștinul îi spune, marea problemă este că la mine bucuria mea nu-s banii. Eu mă bucur împreună cu tine că câștigăm. Dar bucuria mea nu-s banii. Când am pierdut, bucuria mea a rămas. Dar care-i bucuria ta? Este Iisus Hristos, Domnul vieții mele. Eu L-am invitat în viața mea și când câștig, mă bucur împreună cu El. Când pierd, El rămâne Domnul vieții mele. El îmi poate da oricând. Evreu spune, aș face orice să am și o bucurie asta. Că asta am tot toți. Dar aș face orice. Și creștinul îi spune, simplu. Trebuie să-L primești pe El. Dar tu știi că eu nu cred în Iisus, că s-a născut prin Maria. Noi îl așteptăm pe Mesia să vină. Îmi spui tu. Băi, dar tu ești om de afaceri, nu? Da. Nu poți 24 de ore să crezi? Băi, dar se poate așa? Da, 24 de ore, ești om de afaceri. 24 de ore să-L primești pe Iisus.
Bine, uite, eu sunt gata să primesc, s-au născut prin Fecioara, ce trebuie să mai cred? Să crezi că o trăit. Bine, cred, asta e situația. Să crezi că a murit pentru păcatele noastre. Da, cred că a murit, cred că a murit. Să crezi că a înviat. Știi că nu cred că a înviat, măi. Știu că e bine, dar a face. Da, a face, gata, cred că și-a înviat. Ce trebuie să mai fac? Să crezi că va veni din nou. Bine, cred și asta. Și acum să pun amândoi pe genunchi și creștinul îi spune, repetă după mine, Doamne Iisus, dacă Tu ai fost mort și ai înviat, ești Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, te rog să vii în inima mea, să fii bucuria vieții mele și să-mi călăuzești corabia mea până la portul veșniciei. Îți mulțumesc, Tată, că mi-ai ascultat în numele Domnului Iisus. S-au ridicat amândoi și evreul întreabă, și ce trebuie să fac? Păi așteaptă 24 de ore, trece puțin și evreul îi spun, băi, simt ceva în inima mea, îi spun la creștin, lasă-mă 24 de ore și vii după 10 minute să-mi spui că simți tu ceva în inima ta. Lasă-mă 24 de ore! După 24 de ore s-au întâlnit amândoi, evreul cu un zâmbet larg așa și îl întreabă creștinul, ei, după 24 de ore, ce zici, evreule? Și evreul spune, l-am mai luat încă 24 de ore pe Iisus Hristos. Iubiții mei, Iisus este viu, slăvit să-i fie numele. A fost o zi când eu m-am întâlnit cu Domnul. Câți dintre dumneavoastră v-ați mai întâlnit l-ați întâlnit pe Domnul și l-ați invitat în barca vieții voastre? Mâna sus. Vă mulțumesc. Iisus este viu. Nu v-am chemat în seara aceasta să vă spunem, veniți la Pentecostali, că suntem suficienți. Suntem suficienți. Dacă Domnul mai adaugă, slăvit să-i fie numele. Am venit să vă spunem că cineva a venit în lumea noastră, a trăit impecabil, ca singurul Fiu al lui Dumnezeu și este disponibil acum să intre în viața ta și în corabia vieții tale să te conducă în veșnicie. N-aș vrea să plec de la învonul acestei biserici. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră de aici sunteți la o întrebare și întrebarea Apostolului Pavel, verificați-vă pe voi înșivă dacă Hristos este înăuntru. Vreau să vă anunț un lucru. Dacă atât de ușor a plecat din Gadara, în seara aceasta la fel de ușor vine din nou în inima ta. Ești gata să-L reinviți pe Iisus în inima ta? Ești gata să fii sigur că Iisus este Domnul vieții tale? Câți dintre voi vreți să-L chemăm pe Iisus Hristos în viața noastră? Slăvit să fie Domnul! Câți dintre noastre, stimații mei frați, odată invitându-L pe Domnul ca să nu mai trăim momentul dezolant al plecării Lui pe nesimțite, îl lăsăm pe El la cărma vieții noastre. Câți dintre noastre? Doamne, uite-te la mâinile noastre. Știu că o serie de noastre sunteți buni navigatori și a stat cu mâna așa mai jos, v-am văzut. Doamne, nu îl garantez, când e liniște, conduc tot eu. V-aș ruga tare mult, lăsați-L pe Iisus și când ni se pare că doarme, conduce mai bine ca noi, slăvit să fie Domnul! El știe împrejurările, El știe toate lucrurile. Aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului. Și, stimații mei ascultători, nu pot să evaluez acum dacă a fost har sau nu. Nu pot să evaluez acum. Cert este că știu că în locul acesta sunt persoane care au fost aduse de Duhul Sfânt să audă mesajul acesta. Sunt frații mei și surorile mele care nu mai simt puterea, pasiunea, dragostea de la început, pentru că Iisus a plecat cândva, la o ceartă, la o mânie, la o neiertare, a plecat, s-a dus. Sunt prieteni care au venit aici și care au promis Domnului că îl vor primi în viața lor și au amânat și te-a adus Dumnezeu din nou în locul acesta. Aș vrea înainte de a face rugăciunea de încheiere să întreb dacă cineva din seală, în seara aceasta vrea să-L invite pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal al vieții Lui, am vrea să ne rugăm în această rugăciune. Dintre tineri, tinere, prieteni și ascultători, dacă este cineva, dorim să ne facă un semn ridicând o mână acolo unde se află, pentru că dorim să ne rugăm în mod special. Aș vrea să mă uit la balcon dacă este cineva, pentru început. Apoi aș vrea să mă uit în sala de jos la partea surorilor, la femei, dacă este cineva. Și apoi aș vrea să mă uit la partea bărbaților, dacă este cineva. Domnul să te binecuvinteze. Văd mâna dumitale. Dacă mai este cineva. Este un moment de cutuitură și nu vreau să închei momentul acesta. Mâine seară vom fi din nou împreună, dar nimeni nu ne garantează că vom fi în aceeași formație. Nimeni nu ne garantează că vom fi tot aici. S-ar putea Domnul Iisus să vină pentru biserica Lui în noaptea aceasta și sufletul tău nu-L are pe Iisus Hristos la cărma corabiei. Mai este cineva, mă uit la partea surorilor? Mă uit la balcon, dacă mai este cineva, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să plecăm capetele înaintea Domnului, eu mă voi ruga cu voce tare, iar dumneavoastră mă veți sprijini în Duhul dumneavoastră. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus. Îți mulțumim pentru prezența Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru harul pe care Tu l-ai revărsat peste noi.
Îți mulțumesc cu umilință pentru harul pe care mi l-ai revărsat în predicare, pentru cursivitatea în vorbire și în gândire, Doamne. Toată slava, cinstea și gloria să fie a Ta. Acum, Doamne, Te rugăm să privești cu milă și îndurare spre cei ce au ridicat mâna înaintea Ta. Ia mâna lor în mâna Ta, Doamne. Din mâna Ta nu-i poate smulge nimeni. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe cei ce au avut de gând să ridice mâna, dar n-au ridicat-o. Cercetează viața lor. Știm că iubirea Ta trece dincolo de o mână ridicată. Cercetează-i noaptea aceasta, Doamne. Sprijinește-i cu un duc de bunăvoință și Te rog, binecuvintează-le casele și familiile. Pentru prezența lor în casa Domnului, Te rog să Te atingi de trupul lor, Doamne. Să lași un semn al vindecării și al eliberării în numele lui Iisus Hristos. Binecuvintează tineretul casei Tale. În mod special mă rog pentru frații și surorile mele, care în seara aceasta, în fața cuvântului Tău, și-au dat seama de lipsa de pasiune, de determinare în lucrul Tău, Doamne. A fost o zi când Te-au invitat, poate din neveghere, să pleci de la ei. Te rugăm, revin-o în viața lor, Doamne. Revii la cârmă, Dumnezeule. Ia cârma vieții lor în mâna Ta, Doamne, și condune prin umbra nopții aceștia cu puterea și biruința Ta. Știm că vom avea parte de încercări, știm că vom avea parte de furtuni, dar avem credința că odată ce ești în corabia vieții noastre, suntem mai mult ca biruitori, Doamne. Lăudat să fie numele Tău. Binecuvintează lucrarea Ta, Doamne. Binecuvintează numele Tău în mijlocul adunării Tale și fă ca Tu să fii înălțat de acum până în veci. Amin.